mașină de poliție în piața Victoriei, în fața guvernului. Angajat al Ministerului de Interne care trebuie să vegheze cum se respectă legea 55. Aveți voie să umblați fără mască? Mașina de servici cu colegii dumneavoastră care o să intre după aceea aici. Ei sunt afară, eu sunt vorbeam la telefon. Bravo! Ei trebuie să vegheze buna respectare a legii 55 din 2020. Are o scuză, era în mașină și e singur. Bine că n-a scos o țigară. Știți de ce vă filmez? Nu, nu știu, spuneți. Pentru că aveți un coleg fără mască și ar trebui să-l amendați în baza legii 55 de anul trecut. Colegul scrie ceva acolo. Dacă și dacă scrie, trebuie gura liberă. Am înțeles. Deci și eu, dacă scriu ceva, pot scot masca da, în spațiu public. Da, vorbeam la telefon. Și vorbeam la telefon, eu cred că nu vă ziceam să vă puneți masca, nu? În primul rând mai dăm dovadă și de omenie, să știți. Acum dacă ar fi... Înțeleg, dar virusul nu se uită la omenie, virusul dă busna. Se infectează colegul, după aceea vă infectează pe dumneavoastră și... Avem masca, ați văzut că aveam eu masca, nu era neapărat să aibă și colegul. A, da? Ok, deci peste unul se poate, nu toți. Eu cred că domnul primar are altă părere. O să-i transmit tovarășului Ciucu. Da, da. O zi bună. Sănătate, bună. De pele. Polițiștii mai spun și lucruri trăsnite. Indiferent dacă e de la locală sau de la națională, polițiștii interpretează cum vor legea. Ce să cer de la cetățeanul de rând, dar